Ia să vedem. Cu ce problemă ai venit azi? Doamne, deci nu mai pot cu gelozia, cu suspiciunile. Vreau să-mi rezolv problema asta. Vreau și eu să trăiesc în pace și armonie cu iubitul meu. Poate sunt paranoică și... Paranoică nu ești. Poate psihopată. Lasă-mă pe mine să-ți dau acest diagnostic. Și spune-mi, ce s-a mai întâmplat? Deci nu mai pot cu el. Am găsit aseară păr roșu în chiuveta de la baie. Ia auzi. Și... cum ai reacționat tu de data asta? George! George, ia vino încoa! Ce-i asta, mă? Ce-i asta, mă? Habar n-am! Ce să zic? M-am enervat, zic, iarăși fosta, logic, da? M-am panicat, nu m-am făcut urât ca altă dată. El s-a enervat, a cășunat pe mine, a început să dea cu pumnii, cu picioarele, în pereți, în uși, m-am speriat, m-a dat afară din casă. Sincer, nu știu de ce mi s-a pus pata atâta pe băiatul ăsta, mai e și mare zgârcit. Adică ieșim la restaurant, ce credeți, cineva nu se uită la bani. Acum că fac și bârfă, dar cât credeți că lasă șpagă? Un leu, doamnă, un leu! Mă știe lumea, mă face recu de râs în oraș. Hai să ne întoarcem la subiectul care ne interesează. Mie el mi se pare dereglat în ecuația asta. Mi se pare suspect cu toate reacțiile astea ale lui. Ia spune-mi tu mai exact cum, ce înseamnă a cășunat. Doamnă, deci părul ăla era de la fosta. Normal că m-am enervat. Aia avea păr roșu. Zic, băi ăsta, Chelimer, ia potolea ala, că... Păi nu-l chema George? Ba da, doamnă, dar așa la lint eu, că l-am prins pe fraier că e frică să nu chelească, să-i mai scap puțin încrederea în el, că prea i s-a urcat la cap. Aha, aha. Așa zic, bă, ăsta, Chelimer, ia potolevu, că dacă mă enervez o papa amândoi, când pe tine, când pe ea, când pe tine, când pe ea, ce înseamnă asta? Respectă-mă! Păi, ești un pic de gras, poartă ca atare. Ce să spun, s-a enervat după aia. Partea nasoală e că am luat-o și pe aia în primire. Am sunat-o. Zic, băi, cap de girafă ce ești, asta, știi cine e la telefon? Dă, toată ziua asta și mă urmărești pe Facebook. Te-ai imaginat vreodată cu fața la spate? Vrei să seară cine sunt eu? N-am putut să mă abții, ce dracu? Acum am ajuns să mă îmbrac în negru? De ce să te îmbraci în negru? Că e moartă după mine. Ah. Ne stresează non-stop. Te stresează. Pe tine, nu pe el. Lui poate chiar îi face plăcere. A? Oare o-i fi procedat corect că ai sunat-o? Poate că da, poate că nu. Dar la mine pe scară, doamnă, 1 plus 1 face 2. Și eu nu stau să mă încurc cu unul care încă răspunde avansurilor fostei iubite. Păi mă simt umilită, jignită, dată la o parte. Ce înseamnă asta? Mai ales că e una care arată ca moartea în concediu și mai pune și poze pe Facebook de la sală cu boti, boti și ea e platfus, vai de steaua ei. Dă-o încolo de treabă. Măcar dacă era una bună să zică, bă, mi-e ciudă, păi uite-te la mine, doamnă. Arăt ca o bombă atomică. Este adevărat? Este. Dar ce e aia boti, boti? Asta, doamnă, asta e boti, doar că ea nu are. A, noi avem. Noi avem, da. Dar ea nu, n-are. Stai așa să vezi că acum o prind la cotitură. Sanchi, Paște fericit, dă mesaje să se bage în seamă. Vrea și ea să mai iasă la restaurant cu el. Păi, scuză-mă, dragă, dar ai bani mănânci, n-ai bani, nu ți-e foame? Da. Uite ce îți propun eu. Îți propun să facem un schimb de roluri. Eu sunt tu și tu ești el. Adică eu sunt Denisia și tu ești George. Uite cum cred eu că ar trebui să procedezi. Dragul meu, mă simt înjosită când văd că răspunzi avansurilor acestei fete. Mă simt umilită, mă simt rănită, dată la o parte. Simți care e diferența? Așa să-i zic eu lui. Tu ești George acum, intră-ți în rol.
Da, scuze, eu sunt George. Păi ăsta dacă mă aude că vorbesc așa, știi ce zice, doamnă? Zice, ce aia mea vrei, ce aia mea faci? Îmi vorbește foarte urât și eu nu permit să-mi vorbească un bărbat așa urât, cu prostii. Păi și Denise se enervează și ea. Și știi ce zice atunci? Vă zic eu ce zice. Zice, aia ta, a noastră, băi, boule, că nu mai ești singur de două luni. A noastră, nu a ta. S-ar putea să ai și tu dreptate cu tâmpitul ăsta. Păi ce urăsc bărbații care fac urât la nervi. Da, nu știu, poate ar trebui să o înțeleg și pe ea. E și ea deprimată, nu știu. Păi să înjure, să țipe, să fie așa agresiv ca un bou. E și ea singură, știu și eu cum e să fii singură, am fost și eu singură. Poate. Să nu te aprecieze el pe tine, să tu care ai așa un boti-boti și să-și dea el texte cu alta, cu urât asta. E și ea deprimată, poate nu e chiar atât de atârnătoare cum am zis. Se simte și ea pustiită. Pustiită. Unde ziceai, mă, că stă?